Este bine de știut și pentru constanțenii care vor să se bronzeze. În cursul săptămânii, lucrurile stau cu totul altfel. La ce oră ați venit astăzi pe plajă? Astăzi la 9 dimineața. Era loc? Da. Era. Și locuri erau și la zona, chiar și-a fost loc de noi. Era de loc. Da. Deci se simte că e în timpul săptămânii. De joi încolo e mai vineri, sâmbătă, duminică. Da. Cum să vă spun eu, e mai scump, e... Este? Da, e aglomerație mai mult. Am venit decât la lunea, marțea. Noi am venit marțea, loc la parcare. La parcare n-am găsit loc. E mai greu de găsit. Nu. Și cazare. E mai ușor de găsit un șezlong în timpul săptămânii decât în weekend? E mai ușor, mai e mai ușor. Ușor, da. E mai greu de în weekend de găsit. Da. V-ați nimerit vreodată în weekend la mare? Da. Cum e comparativ cu timpul săptămânii? Foarte aglomerat. Da, cumva timpul săptămânii mai lejer? Da, este foarte lejer și mai liber și în apă și pe plajă și... Șezlong îl găsești mai ușor? Da. Zilele liniștite au luat însă sfârșit. De astăzi, după amiază, începe haosul. Cel mai aglomerat este în weekend, adică vineri după amiază, practic nu găsești nici locuri de cazare, deci cei care au fost cazați înainte vor să mai rămână câteva ore până seara, iar ceilalți vor să vină cu o oră, două mai devreme și toată lumea, având liber în weekend, toată lumea vine la mare. Dar în timpul săptămânii, luni, marți, miercuri și joi, găsești și locuri de parcare, găsești liber la recepție și găsești chiar și camere. Și la terase îți trebuie nerv de oțel. În timpul săptămânii este mult mai lejer, deci și e mult mai frumos, clar. În weekend e foarte aglomerat și din toate punctele de vedere ca turist nu e chiar ok. Eu sunt administrator, dar dacă aș fi turist, aș veni în timpul săptămânii. E mult mai frumos, mult liniște. E clar, în weekend la ora 9-10 nu mai e niciunul și în timpul săptămânii mai mult de jumătate sunt libere. De șezlonguri vorbim. La cărciumă e la fel. Deci trebuie să stai la coadă ca să prinzi o masă. În weekend. În weekend, da. Iar evenimentele se vor ține lanț zilele acestea. Nordul stațiunii Mamaia începe festivalul de muzică Sunwaves. La casino continuă caruselul cultural, iar la arena Agvestrica au loc acrobații și demonstrații de dresaj de înaltă școală.